Bună ziua! Mă numesc Cosmin Mohor și astăzi, împreună cu dumneavoastră, vom face o incursiune la nivelul corpului uman cu ajutorul mesei virtuale de anatomie, cu care vom reuși din toate unghiurile și din toate părțile să vedem ceea ce înseamnă structura corpului uman și, practic, frumusețea corpului uman. În imaginea aceasta observăm scheletul uman în totalitate. Putem roti în toate unghiurile acest schelet și putem vizualiza scheletul pe toate porțiunile corpului uman. La nivelul craniului observăm cele două părți ale acestuia, neurocraniu, respectiv viscerocraniu, adică oasele care protejează encefalul, respectiv oasele care participă la formarea feței și care, observăm, protejează și delimitează sinusurile și cavitățile de la acest nivel. Dacă privim din posterior, observăm coloana vertebrală formată din această înșiruire de vertebre. Fiecare vertebră aparținând unei regiuni cu o structură particulară. Astfel vom avea vertebre cervicale, vertebre toracice, vertebre lombare, fiecare cu particularitățile lor. Cutia toracică o vedem foarte frumos, cum coastele, sternul, coloana dorsală participă la formarea acesteia. Foarte frumos sunt evidențiate coastele adevărate, respectiv coastele false și ultimele două, cele libere. De asemenea, scheletul membrului superior îl vedem foarte frumos. Practic, acest schelet este format din două porțiuni. Această rădăcină a membrului superior, observăm omoplatul, clavicula, respectiv humerusul, la care se adaugă scheletul membrului superior liber. Scheletul brațului format din humerus, cel al alte brațului dintre radius și ulnă, respectiv cel al mâinii. Scheletul bazinului, foarte frumos îl putem evidenția, rotând în toate planurile, și observăm cum osul sacru, situat în spate, împreună cu oasele coxale, vor forma scheletul bazinului. De la bazin coboară scheletul membrelor inferioare, la care participă femurul, tibia, peroneul, respectiv tarsienele, metatarsienele și falangele. Dacă dorim să adăugăm pe imaginea aceasta și vasele de sânge, aparținând aparatului circulator împreună cu inima, vom apăsa simbolul acestui aparat cardiovascular și foarte frumos observăm, colorat cu roșu, vasele arteriale, arterele, respectiv cu albastru, venele. Încercăm să mărim un picuț și observăm și la nivelul toracelui cum apare foarte frumos schițată inima. O să îndepărtăm parte din schelet, observăm parte din stern, respectiv coaste, de la nivelul hemitoracelui stâng, și
observăm cordul cu vasele mari care pleacă de la baza acestuia. Aici sunt evidențiate vasele intercostale. Dacă dorim să vedem ce înseamnă vasele de la nivelul bazinului, putem mări imaginea la acest nivel, o putem rota și foarte frumos observăm artera aortă cu ramurile ei terminale, respectiv cu ramurile ei parietare și viscerale. Dacă dorim să mergem mai departe, să adăugăm arterelor și venelor și rețeaua limfatică pentru a înțelege complexitatea acesteia, observăm colorată cu verde. Observăm la nivelul regiunilor gâtului ce multe vase avem și foarte importante, artera carotidă, vena jugulară externă, artera subclaviculară, respectiv rețeaua limfatică, foarte bogată la acest nivel. Dacă dorim să adăugăm și plămânii la nivelul toracelui, ne apare foarte frumos raportul dintre aceștia și inima. Observăm cum cutia toracică protejează aceste organe vitale reprezentate de inimă, vasele mari, respectiv regiunile pleurale. Privit de jos, mușchiul diafragma este cel care desparte practic toracele sau cavitatea toracică de cavitatea abdominală. Acum adăugăm și parte din tubul digestiv. Am îndepărtat peritoneul și ce apare ca și conținut în abdomen? Stomacul, alături de intestinul gros. Le voi îndepărta pe acestea pentru a vedea ce înseamnă aparatul urogenital sau cum, unde se află localizați rinichii. Ia uitați ce frumos se văd din posterior, rinichi care se continuă distal cu ureterele până la nivelul vezicii urinare, pentru ca apoi urina să fie eliminată prin uretră la exterior. Se vede foarte frumos și ce vascularizație bogată au aceștia. În imaginea aceasta din spate se schițează frumos și splina. Splina protejată și ea de rebordul costal stâng, ea fiind proiectată aproximativ în dreptul coastei numărul 10. O să îndepărtăm vasele și vom vedea și mai frumos rinichii cu aceste conducte prin care urina este eliminată la exterior. De asemenea, plămânii se văd frumos, plămânul stâng, plămânul drept, se vede diferența dintre acestea, locul unde își lasă amprenta inima pe plămânul stâng, trahee care continuă la laringele până la nivelul bronhilor principale, care vor ajunge la nivel pulmonar. Am îndepărtat plămânii și voi adăuga acum țesuturile musculare care îmbracă corpul uman. Observăm mușchii. Ce vedem aici sunt mușchii striați, pornind de la mușchii mimicii, împreună cu masticatorii care participă practic
la formarea acestei musculaturi striate la nivelul capului, observăm și mușchii de la nivelul gâtului, respectiv cei care protejează trunchiul și cei care aparțin membrelor superior, respectiv inferior. Mușchii spatelui, de asemenea, sunt foarte complexi ca și poziționare. Vom merge mai departe analizând și sistemul nervos. Sistemul nervos, care observăm, prezintă niște filete nervoase terminale, senzitive, care vor inerva tegumentele care acoperă musculatura. O să și adăugăm tegumentele, să vedem cam cum ne prezentăm. Le îndepărtăm, o să îndepărtăm și musculatura, respectiv rinichii, și ne rămân aceste terminații nervoase care pornesc de la nivelul măduvei spinării și se continuă cu ramificații din ce în ce mai mici. În imaginea aceasta observăm foarte frumos cât de bine reprezentat este nervul sciatic. De asemenea, cum se formează acesta și cu celelalte elemente ale plexului lombar, cum pornesc de la nivelul măduvei spinării și trec prin aceste spații dintre vertebre, aceste rădăcini care vor forma porțiunile sau nervii plexului lombar care deservesc membrele inferioare. Îndepărtăm parte din scheletul capului ca să ajungem la nivelul creierului, la nivelul encefalului, observăm poziționarea acestuia în cutia craniană și faptul că acesta are mai multe porțiuni. Pornim de la lobul frontal, care privește în față, continuăm cu cele parietale, apoi cel occipital. În profunzime aici se găsește lobul temporal. Zone foarte importante care deservesc toate funcțiile sistemului nervos central. Ce se vede frumos și schițat acest înveliș. Creierul este protejat, este învelit de meninge. Meninge care are, sau este format din mai multe straturi și prezintă un rol foarte, foarte important. O să mergem mai departe și o să privim la nivelul creierului cât de bogată este vascularizația acestuia. Cu roșu sunt schițate arterele, acestea sunt ramuri din artera carotidă internă, care va străbate stânca osului temporal, ajungând de la nivel cervical, la nivel endocranian, unde dă o serie de ramuri care vor vasculariza toate porțiunile creierului. Sângele venos pleacă de la nivelul creierului, se acumulează într-o rețea vasculară, care va drena ulterior prin intermediul venelor jugulare. Dacă privim din lateral, observăm emisferele cerebrale, cerebelul, respectiv trunchiul cerebral. În această imagine observăm frumos trunchiul cerebral, o să și îndepărtăm parte din circulația venoasă ca să putem evidenția mai bine care sunt porțiunile trunchiului cerebral.
îl observăm la acest nivel, format din bulb, punte, mezencefal. Posterior acestuia se află cerebelul, cerebelul care se află, vedeți, posterior-inferior. Deci, practic, el se așează la nivelul sau în apropierea osului occipital. Mergem mai departe. Aparatul respirator, care pe de o parte se formarea lui începe la nivelul laringelui, se continuă cu trahea. Trahee observăm formate din seminele cartilaginoase, unite printre ele printr-un țesut membranos. La rândul ei, trahea, observăm cum se ramifică într-o bronhie principală dreaptă și una stângă, care vor conduce fluxul de aer la nivelul plămânului drept, respectiv stâng. În această imagine observăm cât de frumos se ramifică bronhia principală, care se continuă până la nivelul acinilor, printr-o vastă rețea prin care este condus aerul pe care îl inspirăm, respectiv îl expirăm. Observăm inima, două treimi din aceasta este situată practic la stânga axului median al corpului și care își lasă amprenta la nivelul plămânului stâng. Vasele care deservesc sau aduc sânge mușchiului inimii sunt reprezentate de arterele coronare. Arterele coronare sunt în număr de două. Aici avem lobul, plămânul stâng, pe care l-am îndepărtat și vom avea o imagine foarte frumoasă a ceea ce înseamnă inima cu baza acesteia și cu originea celor două artere coronare. Artera coronară stângă, respectiv artera coronară dreaptă. De la baza inimii pornesc vasele mari. Aceasta este artera pulmonară, care se va împărți, se va ramifica în cele două artere pulmonare, dreaptă, respectiv stângă. Observăm aorta, respectiv artera pulmonară. Aceste vase foarte, foarte bine reprezentate. De asemenea, inima prezintă patru camere. Două ventriculare și două atriale. La acest nivel încercăm să îndepărtăm peretele anterior al inimii și observăm aceste cămăruțe. Ventricolul stâng, ventricolul drept, situate anterior și inferior, respectiv porțiunea atrială, atriul drept și atriul stâng. Hai să vedem, dacă îndepărtăm peretele atriului stâng, observăm cum la nivelul acesta ajung venele pulmonare și vedem foarte frumos originea arterei coronare stângi. Atriul drept îl observăm la acest nivel și cum la nivelul lui se varsă venele cape. Mușchiul miocard este foarte bine reprezentat la nivelul ventriculilor și foarte frumos avem schițat aici partea sistemului excitoconductor al inimii, adică pentru a se contracta într-un anumit ritm, mușchiul miocard are nevoie de impulsuri nervoase, de un stimul nervos. Acestea sau acești stimuli sunt eliberați ritmic prin intermediul acestui sistem excitoconductor al inimii.
Hai să mergem mai departe. În imaginea aceasta este conținutul cavității abdominale, respectiv a bazinului. Rotăm și vedem cum posterior descriem coloana vertebrală, care se termină cu ultima ei porțiune reprezentată de osul sacru, respectiv coxalul, care participă și el la formarea scheletului bazinului, coxal care se va articula cu membrul inferior prin intermediul femurului. Dacă privim din spate bazinul, la acel nivel se află regiunea fesieră, unde se află vasele, respectiv nervii de legătură, care fac legătura din cavitatea pelviană cu membrul inferior. Am văzut și mai devreme ce înseamnă nervul sciatic mare, cât de bine reprezentat el este. De asemenea, vasele fesiere superioare, respectiv inferioare. Dacă privim din față, observăm că trecerea vaselor de la nivelul bazinului la nivelul membrului inferior se face la acest nivel inghinal, practic artera femurală cu vena femurală sunt foarte, foarte frumos schițate. La nivelul bazinului descriem vezica urinară. În cazul nostru vorbim de un organism al unui bărbat, care vezică urinară care se va continua cu uretra. La acest nivel se află prostata. Dacă ne îndreptăm spre o imagine a sexului feminin, aici avem o altă structură la nivelul bazinului și anume, dacă mergem din față, da, înspre posterior, vom recunoaște la acest nivel simfiza pubiană, practic porțiunea unde se articulează anterior cele două coxale. În spatele acesteia se află vezica urinară, care se continuă cu uretra. Posterior de vezica urinară vom avea uterul, observăm, care se continuă cu vaginul. O poziționare în anteversie, deci coborât în față este această porțiune reprezentată de fundul uterin. Observăm cum lateral pornesc trompele uterine, respectiv ovarele și, nu în ultimul rând, posterior vom recunoaște rectul. Deci și bazinul, iată că este o cavitate cu multe, multe lucruri foarte interesante. Asta însemnând că și patologia care o întâlnim la acest nivel este foarte bogată, astfel încât la nivelul bazinului, practic, conlucrează multe specialități medicale pentru a rezolva problemele de la acest nivel. Fie că vorbim de chirurgul generalist, fie că vorbim de chirurgul obstetrician, respectiv ginecolog, fie că vorbim de chirurgul urolog. Toți sunt interesați de această porțiune a corpului, la care se adaugă ortopedul, care este interesat de scheletul de la acest nivel, respectiv neurochirurgii, care sunt interesați de ultima porțiune a coloanei vertebrale. Iată deci că ajutându-ne de această masă de anatomie virtuală, putem evidenția foarte, foarte multe dintre reperele anatomice pe care trebuie să le știm noi ca și medici, dar și elevii într-o anumită măsură, pentru a putea înțelege complexitatea corpului uman, complexitatea aparatelor și sistemelor care îl fac să funcționeze
Și poate cel mai important lucru care trebuie să-l ținem minte este acela că toate aceste porțiuni și componente ale corpului uman sunt foarte importante și necesită o bună funcționare pentru ca întreg organismul să funcționeze în parametrii optimi. Cu această imagine, de la nivelul extremității cefalice, adică de la nivelul capului, respectiv al gâtului, aș dori să închei și cu brațele deschise, noi, Facultatea de Medicină din Sibiu, partea Universității Lucian Blaga, vă așteptăm cu brațele deschise, stimați elevi, ca și viitori studenți, în a începe să studiați și să aprofundați tot ceea ce înseamnă corpul uman, respectiv patologia care devine zi de zi parte tot mai complexă și care necesită tot mai multă muncă pentru a reuși să găsim soluțiile cele mai bune pentru tratamentul bolilor, respectiv pentru satisfacția pacienților noștri. Vă mulțumim!